Europarlamentarul Iuliu Winkler, președintele organizației UDMR Hunedoara, a declarat că atât alegerile din 2008, cât și alegerea primarilor din primul tur a dus la două situații, blat non-combat și război. Adică există localități în care se știa dinainte cine va câștiga alegerile, unde lupta a fost mai mult formală. Însă, în unele localități, cum a fost și cazul municipiului Hunedoara, s-a dus un adevărat război în campania electorală. Mai mult decât atât, Winkler consideră că acest sistem de vot prin care câștigătorul ia totul este letal pentru partidele mici, pentru că, așa cum s-a întâmplat și la alegerile din 10 iunie, UDMR a intrat cu greu în câteva consilii locale. Au fost localități în care parcă nici nu a fost campanie electorală, sau a fost doar o foarte palidă competiție. În fine, au mimat, toată lumea a mimat că face campanie și au economisit resursele financiare partidele probabil pentru toamna acestui an, sau le-au reorientat acolo unde a fost competiție foarte dură și acerbă, pentru că în situația în care nu exista turul 2, în situația în care nu mai ai miza politică a exprimării tale în primul tur, pentru că aceasta este filozofia alegerii cu două tururi. În primul tur asigur caracterul democratic al alegerilor prin faptul că îi permit cetățeanului să aleagă între câte partide au fost în stare să își depună candidatură. Potrivit lui Iuliu Winkler, situația nu va fi cu nimic diferită la alegerile parlamentare din această toamnă, pentru că, așa cum prevede legea votului uninominal pur, va ajunge în Parlament doar candidatul care obține cele mai multe voturi. Spre nemulțumirea lui Winkler, votul uninominal pur elimină de pe ieșichierul politic românesc partidele mici, printre care și UDMR. Din punct de vedere politic, acest vot va fi la fel de nociv, mai nociv. Eu am făcut o exprimare în urmă cu câteva zile, l-am numit letal acest mod de a vota, acest mod de a alege cu câștigătorul ia totul, letal pentru micile partide politice. Nu mai intru în explicații, fiindcă am făcut-o la această masă. O lege care permite ca un milion de oameni, permite, și deci este posibil ca un milion de oameni alegători să se prezinte la vot, să voteze și să nu se regăsească niciun candidat al acelui partid politic, pentru că toți candidații ajung pe locurile 2 sau 3. Dar s-ar putea întâmpla sau se va putea întâmpla ca chiar și un milion de oameni sau 800-900.000 de oameni, 10-15% din cei care se prezintă la vot și aleg să voteze, adică au conștiința civică a răspunderii deciziei pe care trebuie să o ia, nu se vor regăsi în Parlament, asta eu cred că înseamnă din nou un pas înapoi, dacă se mai poate, pas înapoi, în calitatea Parlamentului, în calitatea reprezentării parlamentare și în ceea ce se prevede și în Constituție, și anume Parlamentul României trebuie să fie un organ reprezentativ. În aceste condiții este posibil ca partidele mici să dispară de tot, asta în cazul în care nu se lipesc de partidele mari, cum a făcut-o în ultimii ani PNCCD sau PC. O altă variantă făcută publică de europarlamentarul Iuliu Winkler încă de acum 2 ani critică presiunile politice interne și externe de dispersare a UDMR, liderii și membrii Uniunii urmând să-și găsească locul, adică să fie absorbiți de partidele mari din România.